Ia, ascultați-l pe Igor Grosu ce are de comentat și de spus în privința licitației trucate de la aeroport și în privința lui Andrei Spânu. Ascultați-l după care comentăm. Grosu, știți care este cea mai mare problemă a mea? Atunci când se întâmplă de atâtea ori să se anuleze această licitație, deja apar dubii. Dar poate Andrei Spânu, așa cum este acuzat domnul ministru a infrastructurii, chiar are un deal cu cei de la Lagardère. De s-a întâmplat dumneavoastră, ați verificat, pentru că sunteți președintele Parlamentului, aveți acces Deci, totuși la haideți așa, informații și la eu alte zic surse. așa, haideți să lăsăm în pace pe Andrei Spânu. Andrei Spânu își face bine meseria. Atâtea s-au încercat să-i se lipească, de la, nu știu, toate domeniile posibile și imposibile. Andrei Spânu își face, cum am spus, bine meseria. Este bine intenționat. Este foarte mobilizat. Muncește foarte mult. Iar cei care tirajează aceste minciuni, iată, eu, spre exemplu, am rămas cumva, am avut un gust amar cu instituții de drept, s-a autosesizat. În acest caz, urmarea publicării unui individ foarte toxic din mediul, cum zic eu, mediul, nu știu, trolilor, mediul celor care răspândesc tot felul de zvonuri, zvonistică, minciuni și așa mai departe. Și eu foarte așa colegial spun părerea ca și cei din instituția de drept care s-au autosizat să fie un pic mai selectivi atunci când ascultă de o trompetă a unui fugar, a unui bandit. Dar mai bine singur să se autosesizeze din oficiu și să spună, domnule, să verificăm, dar nu să spunem că o trompetă a unui fugar, a unui oligarh a mai aruncat o minciună în spațiu public, una, încă una, hai zic, din multele care le aruncă și instituția aleargă și să disciplinat să autosesizează. Iar că asta e prejudiciul de imagine pentru această instituție. Dar Andrei își face și a făcut și o să-și facă foarte bine meseria. Adică președintele Parlamentului Republicii Moldova, Igor Grosu, ne spune foarte clar. Igor Grosu este ok și toți cei care spun altceva sunt proști, sunt mincinoși, sunt oamenii Moscovei, sunt vânduți, sunt oamenii oligarhilor, coloana a 5 și așa mai departe. Andrei este bravo. Probabil ne are de proști pe toți pentru că noi ne amintim foarte clar episodul cu gazul și felul în care acesta a dominat prețurile la gaz, care au afectat întreaga Republică Moldova și fiecare cetățean, începând cu cel sărac și terminând cu cel bogat, a simțit întreaga povară și cât usturătoare poate să devină și să fie factura la gaz. Vreau să reamintesc doar că și Maia Sandu i-a luat apărarea direct lui Andrei Spânu, deși de alții s-au debarasat foarte rapid și s-au izbăvit de ei, pentru că nu au nevoie de un rating și de o imagine negativă în preajma alegerilor, ori regula politică și logica politică spune că în preajma alegerilor te curăți de toate păcatele, te curăți de toți cei care aduc imagine negativă și te înfășori și te înverești doar în imagini pozitive, luminoase, floricele, străluci și așa mai departe. De ce îl apără ei pe Spânu? De ce Maia Sandu și Grosu personal se implică pentru a-l apăra? Pentru că Spânu are un loc și un rol strategic în acest partid. El este cel care este foarte important pentru ei. Trebuie doar cineva să vină și să acopere toate cheltuielile partidului și cele oficiale și cele mai puțin oficiale, dacă înțelegeți ce vreau să vă spun eu. Iar atunci când vine vorba de licitații pe care ei o organizează, este aeroportul lor, este comisia lor, este APP-ul lor, este ministerul lor, ei dau vina pișor. Pe Federația Rusă, pe Vladimir Putin, pe război, pe tot ce vreți, atât de penibil devin acești oameni, încât ai impresia că trăiești într-o casă de nebuni. Fraților, oameni buni, încercați să înțelegeți. Acest guvern și acest parlament, prin persoanele pe care le-a numit în funcții, organizează acest concurs. Numai de ei depinde acest concurs. Numai de ei. Și nu e vorba despre niciun fel de sabotaj. Pentru că CNA-ul, Procuratura Anticorupție, Procuratura, Consiliul Concurenței, companiile internaționale, cum ar fi Heinemann și celelalte, care au vrut să participe și n-au putut, că erau cel puțin 6. Cel puțin 6 companii și-au manifestat intenția și dorința să candideze. În scurt timp pot să vă public și numele acestor companii și ei le știu pentru că ei singuri ei au prevăzut un răspuns în acest sens. Toate documentele și actele, probele pe care le-am publicat, nu sunt ale lui Șor sau ale mele. Ele sunt ale statului Republica Moldova și ale instituțiilor lor. Cei ce confirmă încă o dată că sunt cu pufușor pe boteșor. Că i-am prins în flagrant. Ia uitați-vă ce spune domnul prim-ministru al Republicii Moldova, domnul Recean. Premier, de ce sunt atât de multe probleme cu licitațiile pentru închirierea spațiilor comerciale de la aeroportul Chișinău? De ce este atât de alambicată această licitație și nu reușește nimeni de atâta luni să desemneze un câștigător? Ce se întâmplă? Eu trebuie să spun că această licitație a fost sabotată tocmai de cei care astăzi încă sunt acolo și acolo este gruparea criminală Șor, care continuă să opereze acolo și să scoată bani.
și să scoată bani din aeroport. De asta și noi în curând vom depăși această problemă și noi vom asigura că nu mai există șor care operează în aeroport. Deci șor în continuare este influent în acest obiectiv strategic al Republicii Moldova și trebuie la nivelul spațiilor comerciale. Curățată la fel ca Republica Moldova a recuperat control asupra aeroportului, asupra operării aeroportului. După lungi lupte și după lungi lupte și procese, iar acum trebuie să scăpăm de gruparea criminală șor și din aceste spații comerciale. Exact cum am spus astăzi la amiază în fața guvernului. Diseară toată presa va tiraja coloana 5-a, FSB, Ilan Șor, oligarhi. Exact asta au făcut. Dar cel mai important lucru, dragi prieteni, cel mai important, extrem de important, noi cu dumneavoastră, cu mâinile goale, fără bani, fără presă, fără partide, am reușit să ridicăm acest subiect la un rang național. Toți vorbesc despre asta. Presa lor galbenă și vândută, care a luat apă în gură și bani în pungă, astăzi toți sunt nevoiți să vorbească despre această licitație. Iar membrii comisiei care au dat dovadă de curaj ieri seara, când au stat până la 22:00 împreună cu un membru al Agenției Proprietății Publice și i-au spus foarte clar, noi asta nu ne asumăm, noi la pușcărie nu vrem, pentru noi este evident ce se întâmplă, sunt bravo. Și acum ei vor fi înlocuiți cu alții, pentru că actualii membri ai comisiei nu mai vor să facă parte din această combinație, în care din start este clar cine va câștiga concursul. Ce fel de licitație este asta în care din start se cunoaște câștigătorul? Ce fel de licitație este aceasta în care toată lumea vuiește? Sunt zeci de formatori de opinie, nu sunt trompete și bla bla bla. Sunt lideri de partide politice, sunt activiști de dreapta, inclusiv Dinu Plângău, care acum iată face parte din blocul celor patru partide împreună, care sunt aproape de PAS, care sunt aproape de Maia Sandu, care au fost la consultări, au spus că nu este în regulă la aeroport. Și toți, absolut toți, indiferent de culoarea politică, toți au spus că la aeroport este o schemă. Numai ei țin una așa bună. Război hibrid, Federația Rusă, Vladimir Putin, Ilan Șor, oligarhii și așa mai departe. Oameni buni! Eu vă mulțumesc foarte mult pentru faptul că v-ați păstrat luciditatea, pentru faptul că susțineți ce aici facem noi, ori noi facem un lucru foarte simplu. Cerem ca buchea legii să fie respectată și îi demascăm. Scoatem realitatea la suprafață, le scoatem masca hidoasă care ne vorbește frumos la televizor și ne spune totul este în regulă, nu ascultați pe nimeni, noi vă spunem adevărul. Fraților, mergem mai departe, mergem până la capăt, o să fie și a treia licitație, dar deja este penibilă pentru că după două anulări, a treia va fi deja un grand, grand, grand fiasco. Și vorba nu e despre aeroport, vorba este despre calitatea și lipsa totală de integritate și transparență a actualei guvernări, care face scheme pe sub masă și care încearcă să prostească opinia publică. Iar presa lor astăzi a fost nevoită să vorbească despre subiectul pe care l-am lansat noi. Ei credeau că va merge ca pe unt, că nu o să fie nicio problemă, că nimeni nu o să observe și nu o să dea întrebări. N-a fost să fie și nu o să mai fie nici pe viitor. Mulțumesc tare mult pentru susținere și împreună cu dumneavoastră rupem cenzura. Nu uitați să distribuiți și să puneți like, pentru că doar așa reușim să ajungem la cât mai multă lume și să trezim conștiința națională a celor care trăiesc aici și celor care vor să trăiască bine cu adevărat, nu în vremurile lor bune. Mulțumesc!